Astăzi vă voi arăta 6 filme horror pe care 100% nu le-ați mai văzut până acum. Doar 1% se pot uita până la finalul acestui videoclip foarte creepy. Băieți și fete, astăzi facem un challenge super horror și super special în același timp. Mai exact, vă provoc să vă uitați până la finalul acestui videoclip, fără să dați skip, fără să puneți pauză, fără nimica, deoarece ne vom uita la 2 filmulețe creepy care, cică, băi, gen, efectiv, nu toată lumea poate să se uite până la final. Foarte multă lume se sperie și închide videoclipul. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul. Primul filmuleț se numește Alone in the House, short horror film de 4 minute. Deci, boys, ideea e că tot videoclipul, cred că o să aibă vreo 10 minute, e destul de scurt, însă în același timp e foarte, foarte creepy. Hai să vedem. Bun. Se aude ceva. Mamă, se aude ceva, mamă, deci deja am început, boys, mai. Bă, tot se aude un sunet, trezește-te! Mamă! Uai! Mama. Bă, dar acum s-a trezit, nu se mai aude, uai. Deci deja mi-e frică, voi, nu știu. Nu știu de voi, dar mie deja mi-e... mi-e groază. Se uită pe vizor. Mamă, nu-i nimic, ok. Aoleu! Mamă, bă, uai. I-a sunat telefonul. Knock, knock. A sunat ceva și a zis knock, knock și a zis Kevin. Nesimțitule. Ce ne-am făcut? Wait. What did you say? When I answered the phone, you said knock, knock. So? Where are you? I'm at home. Why? Bă, ăsta e puțin, boys, bă, e ciudat rău de tot. Deci l-a sunat pe băiatul ăsta și ăsta se comportă, nu știu dacă ați auzit, super ciudat. Prima dată când a sunat, i-a zis knock, knock, gen, parcă știa că bate cineva la ea la ușă. Și după se comporta normal și a întrebat, a zis că e acasă. Și că cineva a bătut la ușa mea din față, fix înainte să suni. Dar nimeni nu era acolo. Și crezi că am fost eu? Bă, ce ciudat e băiatul ăsta. Acum nu mai cred. Erau doar copii, probabil. Ci că Emma, vrei să vin la tine? Nu. Ok. Ci că părinții mei o să vină acasă în curând, deci să nu... Bă! Bă, ce s-a întâmplat? Mama, ok, deci boys, îi se pierde semnalul lui Kevin. Nu știu ce se întâmplă, a zis că părinții o să ajungă acasă în curând. Bă, poate e doar Kevin, boys, care îi face o farsă proastă, că s-a comportat super, super ciudat. Hai să vedem. Mamă, se aude ceva. Ok, asta doarme, n-are niciun stres. Mamă, nu-i bine, boys. Sorbea. Băi. Băi, băi, se aude cum vine cineva pe scări. Mamă. Mamă, și asta are căști în ureche. Trezește-te, te rog eu. Ma. Și-a dat seama. Cineva vrea să intre înăuntru. Fă ceva, băi. Bă. Se deschide? Care-i treaba? Boys. Mamă! Și că ce vrei de la mine? Bă, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Boys, ce se întâmplă? Ai grijă? Mamă, de ce e așa speriată, boys? Bă! Bă, ce-i chestia aia? Bă, soră mea! Și-a dispărut! Aoleu!
Mamă. Deci ăla pe bune, boys, a fost un filmuleț super, super creepy și acum mai avem încă unul care se numește The Witch, tot așa foarte, foarte scurt. Let's go. Am reușit să mă uit până la finalul ăsta, hai să vedem dacă reușesc și la asta să mă uit până la final. Deci bă, ăla a fost ok, teoretic, și ce zic? Bă, ce s-a întâmplat? Ok, asta ce face? Ignoră? Nu, cred că vine să verifice. Se numește The Witch. Ia să vedem dacă avem vreo informație de scriere. În fiecare seară vine înapoi. Every night it comes back. Cum adică? Nu prea înțeleg ce a vrut să zică. Ok, am închis ăsta. Închis ușa. Ok, își dă cu ceva cremă pe mâini. Să vedem ce o să facă. Bă, uite, are o cruce. Bă, mă, deci... Bă, ia stați. Nu e real. Ea tot zice că nu e real. Cum nu e real, sora mea? Ți se mișcă crucea de pe ușă. Cum nu e real? Bă, deci asta tot zice că nu e real ce se întâmplă. O fi că e obișnuită și că i s-a mai întâmplat. A, uite, crucea revine la normal. Ok. Mamă, se apropie de miezul nou. Ba nu, de ora 3 dimineața, acum. Ok, s-a făcut ora 3 dimineața. Bă. Bă. A picat aia. Se deschide ușa, bă. Dar ea, vedeți că nu prea pare panicată de ce se întâmplă. Gen, ca și cum e obișnuită deja, că a zis că nu e real, nu e real. Mau! Ce e aia, frate meu? Surmea... Bă! Ce-i chestia aia? Bă! Ma. Asta e vrăjitoarea, care se numește The Witch. Gen. Încearcă să stingă lumina. Ma. Uai. Bă. Bă. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Unde a plecat? Dar ia stați, boys. Deci suntem la 3.26. Ia uitați-vă la asta, ce ciudat arată. Dar e bărbat sau femeie, gen? Vorbesc că e femeie, că de-aia se zice The Witch. Ok. Asta e destul de panicată. Se întâmplă ceva acum. Ok, boy. Și aici s-a terminat, bănuiesc. Bun, frații mei. Bun, eu am reușit să mă uit până la final. Scrieți la comentarii dacă ți-a ajuns până aici. Deci dacă ți-a ajuns până aici, scrieți un comentariu cu am reușit. Ei bine, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marăsiancu și dacă mai vreți să revin cu reacții noi pe acest canal, nu uitați să apăsați să vă abonați, să facem 100.000 abonați. Vă urez o zi minunată și baftă la școală. Să aveți grijă de voi. Pa, pa. Dacă primești această notificare, noaptea ești ca și mort. Astăzi, frați și surori, vom face ceva foarte, foarte creepy și vă spun încă de la început că titlul acestui videoclip nu este deloc clickbait și în cazul în care o să primiți această notificare noaptea sau vă va trezi din somn sau ceva de genul, vă pot spune că sunteți ca și morți, deoarece astăzi, băieți, ne vom uita la un filmuleț, la un short horror film foarte, foarte popular, care a apărut acum 10 zile sau ceva de genul, care se numește Fanul numărul 1 și este vorba despre această fată care doarme liniștită, are o viață normală și la un moment dat, din somn, fiți atenți, uitați-vă la chestia asta, ea doarme liniștită și la un moment dat
Fiți atenți! O trezește o notificare și primește această notificare care urmează să-i schimbe viața radical. Ei bine, băieți și fete, dacă mai vreți să facem episoade de genul, apăsați butonul de like și abonați-vă la acest canal și haideți să ne uităm la acest filmuleț, pentru că vă spun că este foarte creepy. Ideea e că notificarea, de câte am văzut, a venit de la un comentariu pe Instagram lăsat de un stalker de acestei fete, uitați-vă. Deci ea se trezește acum, n-are niciun stres și se uită pe telefon. Ok. Se uită pe telefon. Uiteți-vă acolo în sus, în stânga, apare. Vedeți aici, apare boys că cineva. Uite, i-a comentat cineva: Number one barajos fan. Asta e un cont și a zis: arăți foarte drăguț astăzi. Asta i-a zis: arăți foarte drăguț. I-a zis un cont numit fanul tău numărul 1. Mamă, nu-i bine deloc. Ok. Și după la o nouă postare i-a zis că ar fi foarte bine să ții ferestrele închise. Mamă, bă, voi vă dați seama să stați pe Instagram și să primiți o notificare în care zice unul că ar fi bine, gen un cont anonim pe care nu-l știi, să îți închizi ușile și ferestrele. Mamă, te-ai cai și pe tine de frică. Mamă, deci asta vă dați seama, boys, că deja e căcată pe aia de frică. Mamă, să stai după ceva. Ok, e totul închis, bro. Sunt toate astea închise din câte putem vedea. Mamă, man. Nu știu ce să zic, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Ia, vă dați seama că e panicată. Uite, se uită. Mamă, ok, îi dă block, boys. Cred că da, o să-i dea block. Da. Sau, da, i-a dat block, boys. Deci i-a dat block, a văzut că contul ăla e fake, o are numai pe ea la follow și i-a dat block. Mamă, credeam că e ea. Deci ea tot se uită pe geam. Îi e frică, vă dați seama. Să primești un mesaj de ăsta, se bagă paranoia în tine, 100%. Se uită pe geam. Eu nu văd nimic, boys, momentan. Aia, nu-s doi oameni acolo sau ce am văzut? Ok. Mamă, boys, e panicată rău de tot și pe bună dreptate. S-a luat curentul. S-a închis televizorul. A început, stați puțin, boys, un nou program. Ia uitați-vă ce apare la televizor. Bro, ce e asta, mă, nu ai, deci nu mă simt de rog bine. Boys. Astea eram sigur, cred că sunt filmări cu ea, cineva o filmează de departe. Asta e ea, bro. Asta e ea. Man, să primești filmări. Că se filmează cineva de după copac sau ceva de genul. Deci asta are un stalker, boy. Cineva urmărește 100%. Mamă, man, nu-i mișto deloc ce se întâmplă. Vă spun că de sincer, bon, bro, nu-mi place ce se întâmplă. Uite, bă, cineva o filmează de la depărtare. Toată viața ei e filmată. Mamă, ăsta e un psihopat. Probabil, nu? Am, uitați-vă. Bro, ce e asta? Mamă, o filmează cum se duce acasă. Deci ăsta... Nu știu de ce mă mai mir. 100% știe unde stă. Uitați-vă, bă, a urmărit-o. Și ce o să facă? Ce o să se întâmple acum? Deci a urmărit-o. Mamă, de bun, nu m-am uitat la un film de asta așa super horror. Ok, arată acolo luminița aia. Bro, și acum cred că e filmat acum, gen. Cred că e filmat acum, se duce la geamul ei. Asta e geamul ei. Știți că acolo... Ia, deci nu cred. Ce o să se întâmple? Și ea doarme, bro! Mamă, deci filmarea e de atunci când dormea ea. Știți că a început short horror filmul cum ea dormea și la un moment dat a trezit o notificare. De atunci e filmarea. Bro, uai. Uai, asta nu mai știe ce să facă pe bune. Dar pe bune dreptate mai știe ce să facă. Uite, aia se mișcă ciudat. Se mișcă acolo ceva, da? Mamă, bro.
Ce o să se întâmple, boys? Ia telefonul și sună la poliție, sora mea. Eram sigur. Nu, nu, nu. Ok, băi, zicea suna la 999. O fi că ăsta e, zicea acolo, de la de urgență. Așa e la ei, gen? O fi că parci, e într-un stat în care asta e. Urgențele, ziceți în serviciu. Poliție, vă rog, vă rog, poliție. Azi a poliția la telefon, dar ea tot se uită la... Bro! Vă rog, e cineva aici, bro, a deschis. Deci ăla arată pe filmare cum a deschis fereastra. Deci asta înseamnă că el e în casă în momentul de față. Ce că vă aud cum respirați, puteți să vorbiți cu mine. Îi zice aia de la telefon. Uitați-vă, boys, bă. Uite, ea doarme, ajutor. Și că e posibil pentru dumneavoastră să mă auziți? Bro. Uite și de aici. Aici i-a lăsat comentariu, boys, cât timp era la ea în casă. Uitați-vă. Și ea aici s-a trezit. Și vă aduceți aminte, Gica, că așa s-a trezit. Bro, și ăsta după a plecat. E spatele ei, bro, e spatele ei. E în spatele ei, boys. Nu cred că mai are ce să fac, e în spatele ei. E în spatele ei. Uite, aia de la poliție, ea nici nu mai are voce să zică nimic, efectiv s-a panicat. Hang up, închide. Îi scrie pe ăla, închide telefonul. Închide telefonul. Sora mea, închide telefonul. Ai, 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 bro. Ce se întâmplă, man? Ce se întâmplă? Take selfie 3 second timer. Și că îi zice pe ăsta să facă un selfie cu timer de 3 secunde. Mamă, bro, e în spatele ei. Bro, e în spatele ei. Ea nu știu dacă știe. Ba, cred că știe. Fă un selfie. Deci intră acum și face un selfie. Mamă, boys. Ok. A pus timerul de 3 secunde, își întoarce camera acum. Uitați-vă, mamă, bro. Bro, ea plânge. Mare ce să facă. Acum că îl vede pe ăla în spatele ei. Acum îl vede pe ăla în spatele ei, fiți atenți. Acum îl vede pe ăla în spatele ei, fiți atenți, boys. A făcut selfie? Ce s-a întâmplat? N-a făcut încă. Fă selfie-ul. Oh, bro. Când a făcut selfie-ul, a omorât-o. Și uitați-vă, dead excited to meet my number one fan. Bro, și uitați-vă ultima ei postare de pe profil. Și că foarte încântată să... Dead excited to meet my number one fan. Foarte încântată să-mi întâlnesc fanul numărul 1. Ei bine, băieți și fete, ăsta a fost filmulețul la care ne-am uitat astăzi. Mie mi-a plăcut personal foarte, foarte mult. Scrieți și voi la comentarii ce părere ați avut. Adică de mult nu ne-am uitat la un film horror așa de mișto. Nu uitați de like și de subscribe să ducem, Doamne ajută, la 200.000 de abonați. Eu am fost Marius Iancu. Sper să aveți o zi minunată. Baftă la școală, v-am pa pe toți, să aveți grijă de voi. Pa, pa. Astăzi ne vom uita la un bărbat posedat care răpește copii. Băieți și fete, astăzi ne uităm la un videoclip super, super creepy, unde este vorba despre o fetiță care a fost răpită de către un bărbat posedat. Rămâneți până la final, boi, să aflați dacă această fetiță a scăpat sau nu și până la urmă cum arată bărbatul ăsta posedat, care e super, super creepy. Uitați-vă chiar acum, asta e fetița, gen, cred. Merge pe bicicletă, nimica suspect, are o bicicletă roz. Trebuie să reținem toate, să reținem toate detaliile astea, gen. Hai să vedem, ok, wow, deci mi-e frică rău de tot. Gândiți-vă că sunt oameni posedați care, bă, într-un fel dacă e posedat, nu cred că e vina lui că a răpit fetița, știi, până la urmă. Hai să vedem, uite.
Asta e, boys, din câte am înțeles în comentarii, asta este un gardian de la închisoare care se duce să o caute pe asta. Gen, se duce să caute fetița. Nu știu dacă e fata lui sau ceva de genul. Însă o să găsească vreun indiciu. Acum se duce acasă, din câte vedeți. Ok. Îi sună telefonul, boys. Bun. Salut, dragă. Ok, boys, fiți atenți, l-a sunat nevasta lui și a zis și că cineva vrea să zică noapte bună. Și după a pus la telefon o fetiță și a zis tati, deci acum vorbește cu fetița lui. Ok, ci că e un monstru sub patul meu și urmează să mă mănânce. Pe bune, zice el. Spune că tati e în drumul spre casă. Ok, boys, i-a zis că să-i zici lui monstru că tata vine acasă și dacă pune mâna pe tine, îi dau un punct fix în nas. Și că când o să ajunge acasă, îl întreabă nevasta lui. Ok, boys, nu știu pe final dacă nevasta lui l-a auzit, însă a zis că o să ajungă imediat, dar se întrerupese semnalul, gen. Hai să vedem, boys. Hopa! De ce a oprit? De ce a oprit? A văzut ceva, gen? A văzut ceva aici, boys. Se aude o chestie. Bă! E bicicleta fetiței mele. Bro, ok. Ok, e bicicleta fetiței. Uitați-vă la chestia asta, bro. Mam. E mov roz, cum v-am zis eu la început, să ne uităm la ea. E bicicleta acelei fetițe, despre ce e asta vorba? Bă, vă dați seama, dacă vezi o bicicletă de asta, instant te gândești la faptul că cineva a fost răpit. Și având în vedere că e roz mov, o fetiță, 100%. Așa m-aș gândi eu, cel puțin. Ok, o duce... și o pune aici, gen. Sau el nu o să se ducă să o caute. Numai o să lase bicicleta aici, gen. O să o scoată din drum să nu deranjeze pe alții. Ba nu, stai că a mai văzut ceva. Opa, a văzut un pas de-asta. Da, își ia lanterna și se duce să vadă care-i treaba. Ok. Mamă, sunt pași destul de mari, bro. Bă, sunt pași mari dacă stai să mă întreb pe mine. Ok, man. Bă, asta e șarfa, e șarfa ei, man. Fiți atenți, minutul 3.40, stai să ne uităm la început. Nu știu, e șarfa ei, boys? A, nu, dar nu e șarfa ei, genul. Adică, nu știu care e treaba, o fi că e șarfa ei și n-am văzut-o noi. Sau fular, sau ce-i chestia asta? Ok, bă, e ciudat. Jessica Rose. S-ar putea să fie al ei, man. Bă, bune. Parcă s-a auzit un țipăt. Dar nu știu, cred că nu m-a auzit alea mamă. Deci asta film horror, pe bune. Mă ține așa în intrigă. Jessica. Ok, zice Jessica, gen că a văzut pe eșarfa aia micuță. Jessica. Hai să vedem, boys. Am strălutat de-aia, am oprit filmarea și am început-o. Jessica. Mama, aveți grijă, bă. Adică ai tu grijă. Ai grijă, omul meu. Mamă, ce e asta, bro? Băi, ce-i mă cu... Bă, ia stai. Casa asta în mijlocul pădurii. Mamă, cât de creepy arată. Mai arată creepy pe bure. Ok. Mă arată ciudat, rău de tot. Hello? Hello?
Ok, boys. E foarte ciudat dacă stați să mă întrebați pe mine. Ok, cineva a fumat și a băut acolo dintr-o pipă. Mamă, și casa în care stă cineva. Uitați o icoană cu Domnul Iisus Hristos. Deci, boys, vă dați seama, poate băiatul care stă aici nu e un criminal în serie sau vreun de-asta posedat care răpește copiii. Sigur nu e așa, nu, nu. Mă, uitați, băi, ce e o familie. Băi, ce e casa, casa cuiva. Frații mei, dacă găsești casa unei persoane care stă în pădure și intri în ea așa, eu cred că o să fie foarte supărată, mai ales că stă în pădure și are aspectul ăsta super creepy. Stă în mijlocul pădurii, la ce te aștepți? Ok, acolo sunt bomboane, boys. Cred că alea sunt bomboane cu care frelește copiii pe care... Băi, uite-ți, bă, are aici farfuria, să n-am mâncat nimica. Bă, sunt foarte multe chestii super ciudate aici, în casa asta. O să lasă și eșarfa acolo. Acolo sunt niște pantaloni. Bro, dar ăsta nu-i frică, bă, să vină pe aici? Mamă. S-a auzit ceva din spate? S-a picat ceva din pantalon? A picat de niște măruțiși. Îi e frică, bro. Aba nu, a picat de acolo. Ok, bro. Ia ce o să vadă. Ce-i asta? Ce-i aia, man? Bă, ăsta e un frigider? S-a auzit ceva, bro. Bă, era un frigider, dar s-a auzit ceva. Ciudat, rău de tot. A început o muzică. Bro, cred că e cineva sus, mamă, deci bă, mi-e frică rău de tot, vă zic. Mi-e frică rău de tot. Ai grijă, frate, mi-e ce faci pe aici, că... Nu-i buia. A intrat. Ce e aici? O cameră de filmat? Bă! Bă, cred că cineva a făcut intenționat chestia asta, pe bune vă zic. Trebuie să oprește asta. Se aude ceva, man. Mamă, ce e aici? Aici sunt foarte multe desene, zici că stă un copil aici, bro. Boys, îți desene de alea creepy, rău de tot. Parcă a țipat o fetiță. Nu știu dacă ați auzit. Dar s-a auzit așa un sunet ăsta ciudat, dar nu înțeleg camera aia ce caută acolo. Bă, frate, mi-e nu ți-e frică să mergi pe aici, zici serios pe bune. Ok, a ieșit afară și a găsit mașina asta. O mașină super ciudată, bă, cum vedeți, sunt frunzele pe ea, deci nu cred că a fost folosită recent. Și vrea să se uite în portbagaj. Băi, cineva în portbagaj! Cred că e bărbatul ăla posedat. Băi, asta e, asta e, bă, cred că e, gen, băiatul a înțeles greșit, ați auzit, gen, că din portbagaj se aud niște sunete, dar nu sunt sunete de fetiță sau de copil. Adică erau, gen, cred că e bărbatul ăla posedat acolo. Nu cred că e fetița. Stai. Aolea, fetița e în spatele lui, boys! Fetița e în spatele lui, bă, ce se întâmplă cu ea? Bă. Tati? Stai. Nu? Ce, că nu sunt tatăl tău? Mamă, bă, a răpit-o, bă. Tati, bă, sărăcuța asta, bă, vă dați seama, boys. Mamă, ce are în mână? Are în mână o chestie. A, să deschidă portbagajul? A deschis portbagajul, boys. Dar cine e acolo? Acolo e bărbatul ăla, boys, de care v-am zis eu. Fiți atenți, drum. Fiți atenți. Da, mă, ăla e.
Uitați-vă, boys, v-am zis. V-am zis. V-am zis, v-am zis, bro, v-am zis. V-am zis, v-am zis, mamă, el era. Bro, și ce s-a întâmplat? Aici s-a terminat totul pe bune? Ia. Ce face asta, mică? Ea a deschis portbagajul, cred că a influențat-o ăla sau ceva. Mamă, și aici s-a terminat filmul horror. Boys! Pe bune, a fost creepy, rău de tot, a fost un short horror film de la Altere, aveți link în descriere, deci asta pe bune film horror, eu am fost Marusian, cu dacă v-a plăcut, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, băieți și fete, vă urez o zi minunată și baftă la școală, scrieți la comentarii ce părea să vă de filmul ăsta și poate aveți loc și primiți o inimioară, v-am pupat pe toți, un an nou fericit, pa, pa. Astăzi facem, dacă te sperii, ai pierdut challenge. Ați auzit foarte bine, băieți și fete, numele meu este Marusian și bine v-am găsit la un nou Încearcă să nu te sperii challenge la mine pe canal. Ei bine, fraților, astăzi v-am pregătit ceva foarte, foarte horror și vom numi acest challenge Dacă te sperii egal ai pierdut. Și vreau să faceți față această provocare împreună cu mine și să vă uitați la tot videoclipul și să respectați regulile, adică să nu dați skip, să nu vă uitați stânga, dreapta sau să vă puneți mâna la ochi sau să puneți mâna pe telefon sau ce device folosiți voi, pentru că asta înseamnă că ați trișat, fraților. Trebuie să respectăm regulile pentru că o să vedeți că na, eu o să mă uit non-stop la ecran și o să încercăm să nu ne speriem absolut deloc. V-am pregătit două filme horror foarte, foarte interesante. Primul, fraților, se numește Magic 8 Ball și a fost postat acum 3 ore pe YouTube și după vom avea unul și mai horror cu ceva păpușă posedată, care, ce să vedeți, a fost postat acum 8 ani pe YouTube, adică este un film foarte, foarte vechi. Însă știți cum se zice, fraților, filmele horror mai vechi sunt ceva mai... Sunt ceva mai înfricoșătoare. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal. Hai să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu Magic 8 Ball Short Horror Film. Sunt chiar foarte curios dacă o să reușească filmul ăsta horror să mă facă pe mine să mă sperii sau nu. Adică, da, eu nu prea mă sperii. Ați văzut și voi la celelalte videoclipuri, dar și că ăsta este destul de horror. Hai să vedem. Deci vedeți că... Oh, acum mi-am dat seama... Mamă, deci cineva bunesc vreun copil și a făcut un cort în sufragerie. Uitați-vă cum sunt puse toate chestiile alea ca să pară situația ca un cort. Ok, interesant, hai să vedem. Mamă, ce tare. Uite, fata asta și-a pus. Are o alarmă la ora 12 noaptea, soră mea? De ce alarmă la 12 noaptea? Ce se întâmplă? Trezește-te! Ah, oh, oh, ok, sunt trei, ok, sunt trei prietene. Trezește-te, dar de ce trebuia să se trezească la 12 fix? Ok, bun, deci... s-au trezit la ora 12 ca să afle dacă acea minge de... Dacă acea bilă de biliard, bila cu numărul 8, bila neagră, este magică. Ok, deci o fi că cineva le-a vândut bila asta și le-a zis că e magică. Cine vrea să înceapă primul? Hai să vedem. Mi-ai amintit și mie de ce e magică? Ok, deci fiți atenți, băi și fete, este, am înțeles. Deci este o bilă care are mai multe răspunsuri înăuntru și gen tu pui o întrebare și după faci așa din bilă și ea o să-ți răspundă. Na, există prostii de astea, însă vă dați seama, fraților, că sunt numai la noroc. Adică, na, nu există o chestie, o bilă de asta care să fie 100% magică și care să știe ea totul despre tine și tot ce o să se întâmple și prostii de astea. Însă ele o să testeze și fac pariu că bila asta o să funcționeze, din păcate. Wow, that's amazing. Ok, hai, vreau să încerc. Cică Jeremy de la math class, de la clasa de mate, are un crush pe mine? Hai să vedem. Don't count on it, ci că nu te baza pe asta. Ci că asta nu înseamnă nimica. Hopa, asta nu mi-ai supărată. Ci că cum știi că este adevărat? Bă, corect, are și ea dreptate ei.
I'm just going by what I read off the internet. It said that any answers during the witching hour are true. Ok, și ele s-au trezit la ora 12 pentru că între 12 și 1 este the witching hour, adică ora vrăjitoarelor, și se spune că orice cuvânt, gen orice întrebare de la witching hour, dacă o faci cu bila asta, este adevărată, da? Deci o să se știe 100% răspunsul. What we need are some test questions. Give it here. Ok, au nevoie de niște întrebări de test. Corect. Na, îmi pui și tu întrebări de test. Ok, dar și la asta poate să fie norocoasă până la urmă. Știi, dar na, trebuie să pui mai multe ca să-ți dai seama că cât de norocoasă poate să fie Bila. Hai, sora mea. Magic eight ball. Are there just three of us here? Ci că suntem doar trei oameni aici? Very doubtful. Hopa, deși că very doubtful, adică nu prea. Uite, vezi, am zis, mamă, eu cred că faci că Bila zice adevărul, nu sunt doar trei aici. Ce a zis? Nu funcționează. Hopa! Și o zis, băi, asta e puțină. Practic are dreptate, pentru că părinții mei și fratele meu sunt aici. Nu sunt în cameră cu noi, dar sunt în casă. Cearcă să întrebe altceva. Is my shirt pink? Și că, cum îi zice, este tricoul meu roz? Da. That doesn't prove anything. Asta nu, deci, înseamnă că, într-un fel, da. Am I able to cross my eyes? Și că pot să fac, să-mi pun ochii încruciși? As I see it, yes. Mamă, i-a zis că, și că, după ce văd eu, da, poți. Ok, ok, bun, vă stați puțin față că treaba devine din ce în ce mai ciudată. Ok, ciudat. Lasă-mă pe mine să încerc. Is my name Piper? Și că mă cheamă Piper? Probabil. Give me that. Ok, mamă, deci răspunde corect la toate. Mă cheamă pe mine Piper? My reply is no. Băi, fraților. Băi, răspunde corect la toate. Is mine Brooklyn? Da. Bă. Mamă, fraților, efectiv a răspuns corect la toate întrebările. Deci asta înseamnă că frățiorul Jeremy nu-i place de sora noastră. Știi ce înseamnă asta? Ce, că credeam că lui Jeremy îi place de mine. Sora mea, cred că ai probleme mai mari decât Jeremy. Ce, că am eu una bună. Are we going to have a pop quiz in science class on Monday? Chica, o să avem test la știință luni? Da. Oh, man. Hi Piper, rândul tău. Is my house haunted? Chica, este casa mea bântuită? O să zic că da. What? I told you to. Sometimes strange things happen in my house. Ce că ți-am spus, câteodată se întâmplă chestii ciudate la mine în casă. Better not tell you now. Mai bine nu-ți spun acum. Ok, asta e ciudat, un răspuns ciudat. Here, Brooke, your turn. Uite, Brooke. Stai, mai dată o dată. Ce că vreau să știu neapărat dacă casa lui Piper este bântuită sau nu. As I see it, yes! Bravo! Ați auzit aia, da? Bă, se aude o ușă. O fi că a venit părinții lui Piper. Că au făcut astea gălăgie. Nu? Probabil asta. Probabil asta și doar ne panicăm noi degeaba. Chiar că-i frate-su, da. Michael, you booger eater. Chica, Michael, ești resimțit. Chica, ce speriat erați. Chica, pleacă de aici, Michael, acum este noaptea fetelor. E sleepover-ul fetelor. Pleacă de aici, băi. Corect, Michael, pleacă. Chica, îi spun mamei și tatei. Ok, ok, plec. Și că săracul Michael, fraților, săracul Michael, este exclus din grupul fetelor.
Mai bine așa, pleacă. Pleacă de aici, enervantule. Și dacă e că frățiorul Michael o să fie prima victimă. Am eu impresia asta, fiți atenți. Eram sigur. Eram sigur. Te-ai dus. Îmi pare rău, fratele meu. Da, fratele tău, sora mea. Asta nu înseamnă că casa ta e bântuită. Ok, frate, și a zis asta, a zis că a, deci asta are tot o problemă cu Jeremy. Nu știu cine e frățiorul Jeremy, chiar sunt curios să-l cunosc. Dar a zis că asta înseamnă că casa ta nu este bântuită. Și asta înseamnă că Jeremy are crush pe mine. Ok, nu înseamnă asta, sora mea, înseamnă că este o șansă ca Jeremy să aibă crush pe tine. Opa. Iară se aude ceva. Ok, gata, mă duc la părinții mei. Gata, îl dăm pe Michael în gât. Ce, că nu cred că ăla era Michael. Ăla a fost Michael? No, nu arată prea bine situația. Bro. Du-te și uite-te, tu! Du-te tu, sora mea, mamă! Ar fi tare să fac o farsă. Dar nu cred că fac o farsă. E Piper bine? My reply is no. Mamă, băi și fete. Poate doar fac o farsă. Cei că unul dintre noi urmează? De ce ai întrebat asta? Vreau să știu, sunt speriată. Mai bine nu vă spun acum, s-au dus ambele. A dispărut aia! Ba nu, n-a dispărut. Brooklyn? O să supraviețuiesc în această seară. Oh my god! Mamă, și Magic Apple a zis nu te baza pe asta. Oh my god, ce film horror. Bun, fraților, ăla a fost primul film horror. Acum vom reacționa la The Doll Horror Short Film, care a fost postat acum 8 ani de zile, mai exact în anul 2014. Mamă, vezi, vedeți, ar trebui să fie ceva horror rău de tot. Și este vorba despre băiatul ăsta care zice că merge acasă. Habar n-am de unde merge acasă, ideea e că merge acasă. Și drum spre casă găsește o cutie. Da? Și când găsește cutia aia leșină și se, cum îi zice, după se trezește într-o casă abandonată lângă o păpușă. V-ați prins care e treaba cu păpușa asta. Uitați, deci este un film de acum 8 ani, fraților. Deci fraților merge și găsește o cutie. Uite și găsește păpușa asta ciudată în cutie. O păpușă chiar e ciudată, bro. N-am să vă mint. După leșină și se trezește aici, uitați-vă, s-a trezit în casa asta și el în cutie, băgat în cutie. Uitați-vă la el. Ok. Ai grijă, frățiorul. Mamă, și vede păpușa asta aici. Mamă, dar păpușa asta arată horror rău de tot, bă, n-am să vă mint. Arată ciudat, bro. Ești ciudată, bă, păpușo. Ok, s-a auzit ceva. Mamă, nu-mi plac astea când se urcă pe scări. Hopa, ok, deci apa a pornit apa. De ce sunt două? De ce sunt două dalea, fraților? Două robinete. Ok. Se uită în oglindă, fraților.
Oh my god, fața lui a rămas în oglindă, oh my god. Ah! Aoleu! Cine e asta? Mamă, bă, da, are niște efecte filmul ăsta, vă dați seama, din 2000, mamă, dar are niște tare de ca și fătire de frică. Bă, frate meu! No, 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 no. Bă, bă, uite ce-i sub patul lui. Bă, e păpușa, dar e om. E păpușa om. Băi, băi, frate. Aoleu! Mamă, cum se uita la el. Bă, bă. Mamă, pleacă, bă, de aici, băi, pleacă. Jesus. Ok, frate, asta chiar e, asta chiar e nașpa. Mamă, frate meu, pleacă de aici. Mamă, s-a băgat într-o de bara, eram sigur. Mamă, îl urmărește fata asta. Oh. Și totul a pornit de la păpușa asta. Oh, bă, levitează. Mamă, dar cum am făcut asta în 2000? Cum am făcut să leviteze în 2014? Mamă, ce tare. Wow, cât de tare. Cum levitează frățiorul? Jesus. Bă, uitați-vă, el e aici și aia e în oglindă. Acum aș aduce aminte sau care-i treaba? Sau a luat păpușa și a dat-o altcuiva. Nu? Ba nu, uite păpușa acolo, pe masă. Oh my god, și aici s-a terminat The Doll. Wow, wow, fraților. Deci a fost un film horror chiar foarte interesant. Adică au fost toate momentele alea super, super ciudate. Se vede că este un film vechi de 8 ani de zile, dar chiar a fost horror. Cam atât a fost cu acest episod. Eu am reușit să câștig challenge-ul. Scrieți-vă la comentarii dacă ați reușit sau nu. Eu am fost Marusian, cu vă pupa pe toți și vă urez o zi minunată și un weekend minunat. Aveți grijă de voi și să vă simțiți bine. V-am pupat, pa, pa!